Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu le-a cerut managerilor de spitale să găsească soluții să acopere necesarul de finanțare al spitalului până la sfârșitul anului 2013. Acestea l-a sugerat să facă economie prin limitarea internărilor continue în spital pentru a reduce cheltuielile și să se axeze mai mult pe internările de zi. Ministrul Sănătăților vrea să facă economie prin limitarea internărilor. Cum comentați acest lucru? Da, tocmai prostii fac. Ce aștepți de la ei? El un contabil de CAP să fie ministrul sănătății. Nu se poate face economie pe sănătate. Nu e bine, pentru că nu toată lumea are bani să plătească spitalizarea și părerea mea că nu este bine. Păi nu e bine deloc, cum să fie bine? Păi n-ar trebui, dacă Doamne ferește, ești bolnav, atunci ce faci? Mori în pat acasă sau cum? Nu e bine deloc. Eu nu vă pot comenta bine nici cu numai rău. Bine nu face. Nu face numai rău dacă face treaba asta. Să știți, altceva nu face, numai rău la oameni. Prost, foarte prost. Păi dar de ce să limiteze internările? Și dacă eu cad jos și atunci pe mine mă internează? Sau dacă am o boală mai puțin interesantă, cum se spune? Da, fac o pneumonie, atunci mai bine mă tratez acasă decât în spital? Foarte prost. A trebuit să facă altceva, Ministrul Sănătății. Să ocupă de sănătatea oamenilor, nu știu, chiar nu... Mi-e scârbă de tot guvernul. Nu cred că se poate pune problema limitării internărilor. Internările sunt generate de starea de sănătate a pacienților, a cetățenilor. Nu cred că dânsul stabilește, mai ales că nu e medic. Medicii stabilesc cine trebuie să fie internat și cine nu, după o consultație a persoanelor. E foarte bine să fie cât mai puțini oameni bolnavi, să fie sănătoși, părerea mea. Să găsească altă soluție pentru tratarea celor bolnavi și ideea ar fi ideală să nu fie atâția oameni internați în spital. Păi destul de rău, nu? Păi când e problema de sănătate, e mai bine tratamentul spitalist. Pentru că va fi mai multă lume bolnavă, nu? Și nu-i va trata în spital.